הכספים מבינתה למג'נשי ושלישי. Grazie a me, Francesco Sudori, grazie a voi, se passi il Domnule. Rog Domnului ca pe toți Dumnezeu să ne binecuvânteze. Îmi cer scuze încât de la început, sunt un pic răgușit și o să mă străduiesc să vorbesc, să pot fi înțeles. Mă rog Domnului ca Duhul Său cel Sfânt să ne vorbească. Mă tot gândesc 3 zile pe pământul acesta și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi pe care îmi dăruiește pe pământ. Dar 3 zile pe pământul acesta și atunci când mă apropii de cuvântul lui Dumnezeu și îl studiez și caut fața Domnului, mă văd tot mai mic la acest loc. Mă văd tot mai mic pentru față de marea bogăție a lui Dumnezeu și față de înțelepciunea Lui și față de felul cum lucrează El pe pământul acesta, binecuvântat să fie în Lui. Cu toții încă de mici am auzit, cred, această întâmplare care este adevărată. Este scris în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu a lăsat-o pentru noi ca să o citim. Cred din toată inima mea că Duhul Sfânt are învățătură din pasajul acesta și pentru astăzi. Cred din toată inima mea că Duhul Sfânt vrea și continuă să ne învețe ca să ajungem să trăim și să fim asemănători Domnului nostru Iisus. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Știu că este ultima duminică din an. Și inima mea este așa de plină de mulțumire că Dumnezeu a fost cu mine. Nu meritam. De atâtea ori l-am întristat pe Dumnezeu și am întristat fața Domnului prin faptele mele, prin gândurile mele. Dar totuși El m-a ținut și El mi-a dat sănătate și putere și viață. Și m-a ajutat să-i slujesc. Și mulțumesc din toată inima mea pentru aceasta. Spunea fratele meu ieri, de obicei, oamenii la sfârșit de an își fac un bilanț. Bilanț de obicei folosesc contabilii. Îmi facem o evaluare a vieților noastre și felul cum am trăit înaintea lui Dumnezeu. Și bine facem. Când verificăm să vedem cum suntem în relație cu Dumnezeu, cum suntem în relație cu ceilalți, cum suntem în relație cu familia noastră. Și de multe ori când fie că suntem în casa lui Dumnezeu, fie că suntem altundeva, Duhul Sfânt ne aduce în aminte de greșelile pe care le facem, de greșelile pe care le avem, de obiceiurile rele pe care le avem. Și Dumnezeu ne îndeamnă să le schimbăm, să le renunțăm. Dumnezeu să ne ajute pe toți la lucrul acesta. Așa cum am zis, ultima duminică din an. Și am ajuns și aici, cu ajutorul Domnului. Anul 2019, care mai este puțin și se termină. Tot ceea ce am făcut în anul acesta, la sfârșit se va închide, se va trage linie. Și vom intra într-un alt an. Poate cu alte promisiuni, poate cu dorințe noi în inimă. Dar vreau să ne aducem aminte că important este cum sfârșim. Dumnezeu se bucură de
de startul nostru în alergarea și în promisiunile pe care le facem. Dar Dumnezeu se bucură mai mult când a sfârșit. M-a dus roadă, a făcut ceea ce am promis. Asta așteaptă când sunt la mea. Aș vrea să vorbesc în această dimineață. Dumnezeu mi-a put, eu aveam multe texte pe inimă, așa cum vorbea și fratele Iosif. Și nu eram decis. Și îl întrebam pe Domnul, Doamne, care dintre ele vrei, din care dintre ele vrei să vorbesc? Pentru că nu știam exact. Și, în urmă, Dumnezeu mi-a pus pe inimă cuvântul acesta și mă rog Domnului, și așa cum a zis înainte, mă rog Domnului ca Duhul Sfânt să-mi vorbesc. Domnul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să se aducă jertfă. Versetul 3. Omul acesta se suia de fiecare an. Omul acesta e Elcana, care locuia în muntele lui Efraim, era efrătit. Omul acesta se suia în fiecare an. Pasiv, o să se închine Domnului și se aducă și haideți, la sfârșit de an, să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu și să-L întrebăm pe Domnul. Doamne, am venit în casa Ta de rugăciune. Am venit la biserică. Dar cum sunt eu? Aici spune că omul acesta se suia. 2019 ne-a făcut mai bun. Suntem mai asemănători cu Domnul nostru Iisus Hristos sau mai rău? Faptul că venim la biserică trebuie să ne ajute să ne cercetăm, să vedem, să fim crescuți mai mult decât am început anul acesta. Aici, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu ne vorbește. Fie prin cântare, fie prin poezie, fie prin alte feluri. Dumnezeu ne vorbește. Dar noi creștem, ne schimbăm, renunțăm la aceste greșeli. Sau rămâne la fel. De câte ori în 2019 am venit la biserică? De câte ori? Dar când am plecat și că am ieșit pe ușa bisericii, am fost schimbați sau au rămas așa? De multe ori ne pregătim acasă să aducem jertfe lui Dumnezeu. Să nu ne facem de râs, să nu cântăm fals. Dar înaintea lui Dumnezeu ne-am pregătit. Că noi aici venim să-i slujim lui Dumnezeu. Și atunci când ne deschidem gura să cântăm, Dumnezeu se uită la inima noastră, direct în inima noastră. Și Dumnezeu vrea ca ceea ce cântăm sau ceea ce slujim lui Dumnezeu să fie real. Creștem noi, frați și surori, că am venit la biserică. Faptul că am venit la biserică de atâtea ori am crescut, omul acesta se suia, nu cobora, se suia. Și Dumnezeu să ne ajute și pe noi să ne suim. Să crește. Să fim din zi în zi mai asemănător cu Domnul Iisus, nu mai răi. Nu mai lumești. Nu mai firești. Că putem să fim așa. Se vorbea la timpul de rugăciune, gândurile mele, nu sunt gândurile voastre. V-ați gândit, frate și surori, că de multe ori avem așa, ne vin în mintea noastră așa de gânduri care nu ne plac. Și ne întrebăm, dar de ce? Cum suntem la biserică și totuși vin? Gândurile noastre, frate și surori, trebuie să fie supuse Domnului Iisus. Omul acesta se suia la temă. Se suia să se închine, se suia să aducă jertfă.
Haideți să ne gândim la aceste două lucruri. Vin la biserică și Dumnezeu mi-a dat harul acesta să vin la biserică. Dar a schimbat Duhul lui Dumnezeu în mine ceva. Sunt altfel. Sunt mai matur sau am rămas copil. Sau tot mă hrănesc cu lapte. Lucrează Duhul Sfânt cu adevărat în viața mea. În al doilea rând, dați-mi voi, vă rog, să fac un termen de comparație care n-are cum să fie real. Pentru că nu putem să comparăm pe Dumnezeu cu nimeni. Dumnezeu este Dumnezeu. Dar omul acesta, Elcana, spune că mai făcea un lucru. Dădea tare familie. Împărțea tare. Vreau să vă întreb. Am împărțit Dumnezeu dare peste noi? Anul acesta 2019. Ne-a dat Dumnezeu. Am atâția prieteni în România cu care îi vorbesc din când în când și sunt bolnavi și sunt în stare gravă și se așteaptă să treacă de pe pământul acesta. Și eu, mie Dumnezeu mi-a dat sănătate și n-am nicio boală gravă. Dar de ce? De ce eu? De ce mie Dumnezeu mi-a dat harul ăsta? Vă întrebați? Citeam o statistică în timp real, scriată. În timp real, într-un minut se nasc 272 de oameni. 272 de ființe. Și 114 vor într-un minut. Pe pământul acesta. Dar noi nu facem parte din cei care mor. Și n-am făcut. Dumnezeu a împărțit peste noi aceste binecuvântări. Sunt oameni care cu tristețe în inimile noastre și n-am vrea să se întâmple în familiile noastre, dar sunt oameni care se duc de pe pământul acesta. Sunt atâția oameni care sunt țintuiți în paturile lor pentru că nu se pot ridica că sunt bolnavi. Dar ție și mie Dumnezeu ne-a dat harul să venim la biserică. De ce? Cine sunt noi? Față de ceilalți oameni care au trecut deja sau sunt bolnavi? Cine? Vedem harul acesta, frate și soră? Ne dăm seama de binecuvântările acestea pe care știți că sunt atâția oameni care le consideră normale, meritate. Ei spun, și o să vorbim mai târziu, oameni care consideră că e normal să le primească. Dar cine suntem noi, frate și surori, să-i spună Dumnezeu sau Dumnezeu să-L obligăm pe Dumnezeu să ne dea ce vrem noi? Dumnezeu, în planul Lui măreț, a hotărât ca dumneavoastră și eu să fim în dimineața și asta lui biserică. El a hotărât și nu altcineva. Omul acesta împărțea darul familie. Interesant este că vorbește despre Ana și spune că ei dădeau o parte înduită. De ce? Care era motivul? Ce scrie acolo, frate soare? Că o iubea. Credeți, frate soare, că îl iubește Dumnezeu? Credem. Așa de mult ne iubește Dumnezeu pentru că suntem ai Lui. Facem parte din familia Lui. Iar aceia care în 2019 n-au luat nicio hotărâre. N-au luat nicio hotărâre pentru Dumnezeu. Să se gândească bine. Trece anul, vine 2020, nu știm dacă vom intra în lume. Dar cu Hristos este mai bine. Cu Hristos este fericire. Cu Hristos este bucurie. Citeam tot în acest sondaj
când anul 2019 a fost peste 40 de milioane de avorturi. Într-un an. Peste 40 de milioane în anul 2019. Trist. Suntem, populația Pământului acum e de 7 miliarde, acum 200 de mii, cred că, dacă nu mă înșel. Și specialiștii spun că până în anul 2050 am fi cam 9 miliarde jumate. Dacă nu vine Domnul pe atunci. Creștem și ne mulțim, dar dragostea lui Dumnezeu nu se va muta de la noi. Dumnezeu ne iubește. Și Dumnezeu își arată dragostea aceasta față de noi. Ne-a dat o parte îndoită. Și repet din nou, cine sunt eu? Cine sunt eu să reverse Dumnezeu harul acesta peste mine? Un alt lucru interesant din textul acesta este că și înțelege Dumnezeu a creat un bărbat și o femeie. Și Dumnezeu ne-a creat așa, pe pământul acesta, să iubim o singură femeie și un singur bărbat. Oamenii încearcă să aibă mai multe soții sau mai multe iubite și așa mai departe. Dar Dumnezeu ne-a creat să iubim o singură femeie. Vedeți aici, bărbatul acesta avea două soții. Dar îi iubea pe Ana mai mult. Citiți în Scriptură că veți mai găsi exemplu cu privire la genul acesta. Iacov spune Biblia că pe cine iubea? Avea și el două soții și mai găsi mai mult. Frații mei și surorile mele, așa ne-a creat Dumnezeu. Și Dumnezeu ne-a creat asta, să fim credincioși soției și soților noștri pe care i-a avea și să iubim din toate lumea. Dumnezeu să ne ajute. Mai spunea în statistică aceasta că într-un singur minut oamenii cheltuie pe droguri vreo 70 de mii de dolari sau 700, ca să fiu sigur. 761 de mii de dolari într-un minut oamenii cheltuie pe droguri. Vă dați seama că sunt soluții. Vă dați seama cât, unde am ajuns, cum suntem. Atâția oameni mor de cancer, de atâtea boli pe pământul acesta și noi suntem în locul acesta binecuvântat să fie numele Domnului. Mai departe. În Biserica lui Dumnezeu, să țineți minte, frați și surori, întotdeauna vor fi aceste două grupuri de oameni. Oameni care înțeapă și oameni care sunt înțepați. Întotdeauna. Cât va ține lumea asta? Oamenii aceștia vor exista. Oameni care înțeapă pe ceilalți. Și oameni care sunt înțepați. Haideți să le rog de rând. Și se caracterizăm acest două feluri de oameni care, cu tristețe, sunt în biserică. Femeia aceasta, pe Nina, se ducea și ea la temă. Și ea era cu... Și ea se închina în Domnul. Dar avea obiceiul acesta să o înțepe pe Ana. Oamenii aceștia se consideră superior. Penina avea copii. Și oamenii consideră că a avea copii este o binecuvântare directă de la Dumnezeu. Și femeia aceasta spunea în gândul ei, eu sunt superioară de tine, Ana, pentru că tu nu ai copii, dar eu am.
Eu sunt binecuvântat de Dumnezeu, tu nu ești. Pe mine, mie Dumnezeu mi-a dat darul, ție nu ți-a dat. Așa sunt oamenii aceștia care înțeagă. Nu avem timp să citim versetele toate la rând, dar spune acolo că ea stăruia lucrul acesta pe mine. Ori de câte ori mergeau la templu, fiecare an, tot timpul făcea așa. Tot timpul înțeva pe ea. În biserică sunt astfel de oameni. Oameni care încearcă să-ți fură bucuria. Printr-un cuvânt, printr-o expresie sau printr-un semn. Nu vi s-a întâmplat să vii la biserică plin de bucurie, plin de dorință să te închini Domnului. Și înainte să intri la biserică sau chiar la ușă, să ți se dea un ac. În spatele lucrurilor acestea este cel rău care încearcă să ne fure bucuria, pacea, să ne împiedice să ne închinăm înainte lui Dumnezeu, așa cum vrem. Noi știm că este cel rău, dar cel rău se folosește de oamenii aceștia. Se folosește de oamenii aceștia ca să distrugă relația noastră cu Dumnezeu. Oamenii aceștia se cred superiori și cred, cu toate că Dumnezeu a revărsat și pe ei, și peste ei, binecuvântările acestea, harul acesta, ei nu bat Dumnezeu. Ei consideră normal, Dumnezeu trebuia să îi dea. Dar Dumnezeu nu trebuie să-i dea nimănui nimic. Și nu trebuie să facă dea socoteală niciun om. Că este Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele, că suntem dintre aceia iubiți de El. Numele Lui fie binecuvântat. Oamenii aceștia, din păcate, sunt așa cum am spus. Dar la timpul de rugăciune, Dumnezeu mi-a pus, așa mi-a vorbit mie personal, că fratele a amintit despre dragoste și a citit acea poezie a fratelui Petre de Dumnezeu. Dumnezeu ne învață și ne poruncește să iubim. Oamenii aceștia se pot schimba. Oamenii aceștia pot să fie unelte în mâna lui Dumnezeu. Se pot întoarce. Se pot schimba. Și pot fi de folos Domnului. Dumnezeu vă lucreze. Amen. Apoi, în al treilea rând, sunt și înțepați. Haideți un pic să ne uităm la ei, oameni care se simt inferiori. Dacă, de exemplu, au metehne trupești, au membre lipsă sau sunt într-un alt fel, au probleme în trupurile lor, se simt inferiori față de ceilalți oameni. Și sunt ușor de înțepat de ceilalți. Oamenii aceștia, atunci când trec prin problemele pe care le iau, nu văd bine cuvântările lui Dumnezeu. Nu le văd. Poate conștientizează despre ele, dar pentru ei problema pe care o au, aceea este aceea pe care se conștientizează, așa cum făcea și Ana. Ana mergea și ea la templu, dar problema ei era că nu are copii. Și asta era tot universul ei. Tot universul ei. Pe asta o interesa ea. Dumnezeu torna și peste ea viață, sănătate. Aici spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu a făcut stearbă, Dumnezeu o pregătea pentru nașterea lui Samuel. Oamenii aceștia, vedeți, sunt în această bulă, cum spunem noi, și se gândesc numai la problema pe care o au. Oamenii aceștia sunt închiși. Greu comunică cu ceilalți. Greu spun problema lor altora ca să se roage împreună cu ei. Trebuie să tragi cuvintele de la ei. Trebuie să petreci mult timp cu ei ca să se deschidă, ca să,
mărturisească starea și inima pe care o au înaintea Domnului. Dar să știți, frate și surori, că sunt. Poate trecem pe lângă ei. Poate nici nu ne gândim și nu ne trece prin cap că fratele nostru sau sora noastră trece pentru o astfel de problemă. Dar să știți că sunt. Și oamenii aceștia au nevoie de rugăciunile noastre. Oamenii aceștia au nevoie să-i susținem în rugăciune. Oamenii aceștia au nevoie să-i purtăm pe braț înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să le răspundă. Vedeți, preotul Eli stătea